Învățământul este una din prioritățile primarului Vasilei Liuț, așadar unitățile de învățământ din Vicovu de Sus vor fi dotate cu echipamente moderne. Primele echipamente au fost livrate, iar autoritățile au profitat de vacanța copiilor și au dotat fiecare clasă cu table interactive, laptopuri și imprimante, iar în a doua parte a lunii martie se va schimba și mobilierul existent. Primarul a discutat pe larg despre acest subiect la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul emisiunii în obiectiv difuzată pe postul nostru de televiziune. Bine, utilarea tuturor școlilor. Am și, și văzut inteligente. Săptămâna trecută ne-au venit, ne venit și săptămâna asta acele table inteligente, care deja în majoritatea claselor, în toate școlile, au fost montate. Astăzi am fost la școala uh, numărul 1 din Vicov de Sus, și uh, doamna director de acolo m-a purtat prin toate clasele și mi-a arătat atâta de încântată și profesorii și de încântată pentru acele table și mi-a arătat că nu trebuie să mai scrie cu creta. Deci adio creta, adio praf de cretă, adio silicoză cât să inhalez praful ăla. Câtă utilitate și, și câtă... o temperatură care răcit și tu și de cretă să ca mânc, să poți să, să mânc mergi cretă, afară, da. știți? <ră> Și foarte bucură și nu numai și acele... Adaptate în vremurilor, domnule da. primar. Suntem în anul 2024. A se înțelege. Pe vremea lucreangă nu doar la, pe la tablă se scria, se scria cu creta și pe tăblițele proprii, că nu erau caietele și pe tăblița proprie. Noi am făcut trăgând de cretă, pentru că așa au fost vremurile, cu creta într-o mână și cu buretele în cealaltă. Știți, așa am crescut. Acum e cu taci screen, e altfel. Ne adaptăm vremurilor. Mergem pe repede înainte, iar administrațiile dumneavoastră trebuie să țineți pasul. Ținem pasul, vă povesteam și despre școli. Deci, pe lângă dotarea și utilarea școlilor cu cea mai înaltă performanță, de, începând de la tablele, laptopuri și așa mai departe, ce trebuie la ele, vom intra vara aceasta, deja este în licitație, procedura de reabilitare da? a mobilierului, a ușilor, a, a acelei fațade care va fi învelopată la standardele noi care se cere acum, cu panourile solare, o investiție foarte mare de vreo, cred că vreo 9 milioane de euro cu tot cu pardon, 9 milioane de roni cu tot cu ce dotările care sunt acolo.